Salutare, prieteni, și bine v-am reîntâlnit! Astăzi discut despre un parfum de la Atelier de Zors, Prospătură, relativ, apărut în 2022, creația lui Marisa Lamani. Aici este cutiuța eșantionului, parfumul se numește Noir by Night, un nume destul de atrăgător, trebuie să recunosc, iar aici este fiola din care mi-a mai rămas aproximativ 10%. Mari aventuri cu acest parfum, pentru că dacă mă uit pe lista de ingrediente, chiar spui că e un parfum fantastic de fain, dar la felul cum miroase, s-ar putea să fii dezamăgit. Eu sunt surprins neplăcut de felul cum miroase acest parfum, cu toate că are un is care consider că va fi plăcut în special de cei care adoră sau apreciază parfumurile unde tendința de ambroxan se simte foarte bine. Simt o notă de ambroxan sau un is, un acord ambroxanic, dar destul de, n-aș vrea să-i spun dulce, pentru că nu există o dulceață specifică parfumurilor cu ambroxan de designer. Este mai degrabă o tendință aromatică, întunecată, poate chiar ușor astringentă, dar nota de sau acordul de ambroxan îl percep foarte bine. Există și o tendință lemnoasă, îmi dă mai degrabă senzația de ambroxan, lichen de stejar, ceva din această categorie, pământiu, astringent, ambroxanic. Iar nota de caviar o simt mai degrabă în deschidere. N-are o tendință animalică, ca și cum ai mirosi icre de pește sau ceva cu legătură în zona piscicolă, n-are legătură cu așa ceva, dar simt o tentă, pot să-i spun eu, suficient de exotică, plăcută, dar pentru scurt timp, deci nu persistă foarte mult acea notă de caviar. În parfum mai regăsesc, de exemplu, tămâie, pe care nu o simt deloc, de asemenea coriandru. Coriandru se amestecă suficient de bine cu celelalte note încât să creeze în definitiv un acord care mie nu-mi place. În inima parfumului avem nota de caviar plus o notă de mate, iar în bază am cașmir, de asemenea gaiac sau lemn de santal. Deci există elemente lemnoase suficient de multe care se localizează în baza parfumului. Avem ceva note exotice, mate și caviar în inimă, iar în deschidere, așa cum am spus, tămâie și cu coriandru. Ok, parfumul îl miros și acum din atomizor, are acea tentă ambroxanică. Ca să vă descriu ușor plastic, miroase ca un parfum de designer, dar nu în spectrul foarte uzual al unui parfum de designer. Deci miroase sau percepe acea tendință ambroxanică, dar este mai degrabă un ambroxan suficient de diferit, mai nișat, astfel încât să-l extragă din zona mainstream a notei de ambroxan. Ok. Ceea ce simt la aproximativ 7 ore de la aplicare este o tendință lemnos-ambroxanică. Așa a rămas pe mână. Deschiderea este mult mai incitantă. Hai să aplic, de-abia mai suflă acest eșantion. Da, deci se simte o notă mult mai plăcută în deschidere. Este combinația de mate, coriandru și de asemenea caviar. Tendința aceasta de caviar este mai degrabă exotică, așa cum am spus, nu are un iz de tip pește sau ca să faci legătura cu o notă destul de animalică ca venind dinspre pește, mult mai exotic și mult mai bine temperat ca urmare a unei note de mate și a notei de coriandru. Mi se pare o tendință reușită această notă de caviar în parfum sau mirosul pe care îl transmite, pentru că pur și simplu este curățat complet de nota animalică. Dar se percepe acel iz suficient de exotic, astfel încât să faci legătura cu o notă exotică ca venind dinspre caviar. Ok, din păcate parfumul nu rămâne în această tendință. Așa cum am spus, la 7 ore simt acea doză ambroxanic lemnoasă, care nu pot să spun că îmi place, dar îl face totuși un parfum modern. Deci această tendință ambroxanică duce parfumul în zona modernă de manifestare a parfumeriei. Ok, explicat am cum miroase, cum se manifestă și compoziția. Parfumul figurează unisex, dar la felul cum îl percep, chiar și deschiderea versus bază, este mai degrabă orientat în zona masculină. Este un parfum de temperaturi medii. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, primăvară și toamnă, cu siguranță. Posibil vara, dacă sunt temperaturi mai reduse, sau iarna, de asemenea, dacă sunt temperaturi mai ridicate, sau eventual dacă lucrezi la interior pe întreaga perioada anului.
Așa cum am spus, fiind un parfum cu o dominantă masculină, m-aș gândi mai degrabă la un personaj, chiar și o doamnă, acum dacă e să pun ambele genul la oaltă, de la un 30 de ani în sus. Ținută ocazii, un semiformal, un casual elegant, parfum de serviciu sau parfum care poți să-l porți și în afara serviciului, deci este un parfum destul de versatil. Nu are un miros foarte atipic, foarte agresiv sau foarte incitant cu simțul, dar percepi o diferență totuși în el. Astfel încât, chiar și portat în afara orelor de serviciu, consider că va crea o aură totuși suficient de interesantă, dar în același timp foarte comună și ușor de acceptat de către cei care potențial îl vor simți. Din punctul de vedere al concentrației, volumului și prețurilor, Noir by Night vine într-un singur volum, e volumul standard pentru cei de la Atelier de Zors, 100 de mililitri, concentrația este apă de parfum, la un preț de aproximativ 215 euro. La felul cum miroase acest parfum, chiar dacă este noutată și prezentarea sticlei are așa un degradeu violet, mi se par niște bani suficient de serioși pentru felul cum miroase acest parfum, gândindu-mă că pe piață, la prețuri mult mai mici, veți găsi ceva potențial asemănător. Deci, ceea ce oferă parfumul din punctul de vedere al mirosului versus preț, nu bate, nu rezonează. Acum, discutând despre performanța acestui parfum, are o performanță bună, trebuie să recunosc, longevitatea pentru portările pe care le-am repetat cu acest parfum undeva la 10-11 ore constant, cu o proiecție bună undeva la 3 ore. Deci își face treaba, este destul de performer la acest capitol, dar revin din nou la partea de miros, care, cel puțin din punctul meu de vedere, este în total dezacord cu prezentarea sticlei, cu prezentarea brandului, cu parfumierul de asemenea și cu prețul eventual pe care îl vei plăti dacă ești dispus să achiți acest parfum. Ok, am spus majoritatea punctelor critice pentru acest parfum. Sunt surprins într-un mod neplăcut, consider. Deci nu este ceea ce m-aș fi așteptat. Și scorul sau, hai să-i spun eu, evaluarea celor care au mai testat parfumul pe site-urile de specialitate este un scor destul de scăzut, ceea ce reflectă într-o anumită măsură felul cum miroase parfumul. Performanță bună, totuși, preț standard, deci aici n-am nimic de reproșat, indiferent că e un parfum prost sau bun, astea sunt prețurile standard pentru cei de la Atelier de Zors. Destul de versatil pe partea de ținută și parte de ocazii unde potențial poți să porți acest parfum, dar totuși, din punctul meu de vedere, consider că Noir by Night mai mult de nota 7,5 nu merită din punctul meu de vedere. Eu, ca întotdeauna, recomand tuturor celor care sunteți interesați de acest brand sau în mod special de acest parfum să-l testați în prealabil. Deci, din ce am testat până acum de la Atelier de Zors, acesta face o notă discordantă foarte, foarte mare comparativ cu ce am mai testat sau ceea ce dețin. Deci, pur și simplu, nu regăsesc stilul parfumierului Marisa Lamagne în acest parfum. Potențial ca acest parfum să încerce să exploateze o nișă, hai să nu se zic o nișă, un segment mai mare de potențial consumator pentru a produce vânzări, dar pentru cei care sunteți obișnuiți cu stilul ei sau cu parfumul cât de cât mai deosebite, acesta nu se încadrează în această definiție. Deci, nota 7,5 din punctul meu de vedere, iar acestea fiind spuse, voi pune capăt acestui clip aici. Mă bucur că am avut din nou ocazia să vă prezint un parfum de la Atelier de Zors, care parfum nu este ceea ce îmi închipuiam. Numele sună foarte bombastic, de asemenea compoziția arată suficient de bine, dar la capitolul miros este undeva în partea inferioară. Ca întotdeauna vă recomand să-l testați. Vă mulțumesc că pe parcursul acestui video ați fost alături de mine și m-ați urmărit, iar până data viitoare când ne vedem într-un nou video, sper cu un parfum mai bun decât cel de la Atelier de Zors, să vă salut pe toți. Numai bine!